În România se aruncă anual la gunoi 5 milioane de tone de alimente, arată statisticile europene. Asta înseamnă că în țara noastră zilnic ajung la gunoi 6.000 de tone de mâncare. Aproape 3.000 de tone din această cantitate provin de la populație. Cel mai des ajunge la gunoi mâncarea gătită, dar se aruncă frecvent și mezeluri, lactate, brânzeturi și legume. Astăzi, 130 de țări din lume, inclusiv România, marchează Ziua Mondială a Alimentației. La ce să fim atenți dacă nu vrem să fim și noi parte din statisticile menționate? La risipa alimentară. Să nu cumpărăm mai multă mâncare decât avem nevoie, să nu gătim mai mult decât mâncăm și să ordonăm mâncarea în frigider în mod inteligent. În frigider am căutat și mă străduiesc să respect regulile acelea care țin mâncarea cât mai mult proaspătă. Evit să pun în ușa frigiderului laptele, pentru că tot închizând și deschizând ajunge să se strice cel mai repede din cauza variației de temperatură. Apoi, jos am un mix de chestii care au nevoie de multă răceală. Aici am niște roșii care ar trebui să fie ținute încă vreo 3 zile, că am o rețetă în cap cu ele și nu vreau să le las afară să se strice. Ouăle, aici e Eat Me First Box, care e acea cutie pe care trebuie să o avem toți în frigider, cu lucruri care sunt începute și urmează să fie mâncate cât de curând. Și în principiu ăsta e raftul meu cu mâncă-le repede. Aici încep să fie lactatele și o supă pe care urmează să o mâncăm, zacuscă. Iar de aici în sus chiar mă străduie să pun doar brânza ca să fie previzibil și să fie rapid când ajungi să mănânci. Celebrarea Zilei Mondiale a Alimentației are scopul creșterii gradului de conștientizare publică asupra problemelor privind alimentația la nivel mondial. Câteva dintre obiectivele ONU sunt eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare și îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile. Desfășurată pe tema Acțiunile noastre reprezintă viitorul, ediția din acest an atrage atenția asupra faptului că foametea la nivel mondial este din nou în creștere. Potrivit celui mai recent raport FAO din anul 2018, peste 820 de milioane de persoane suferă în prezent de malnutriție cronică. 70% din populația afectată de sărăcie trăiește în zonele rurale, unde viața lor depinde de agricultură, piscicultură și silvicultură. Din acest motiv, obiectivul Foamete Zero necesită o transformare a economiei rurale. În acest sens, guvernele trebuie să creeze oportunități pentru dezvoltarea investițiilor sectorului privat în agricultură, odată cu creșterea numărului de programe de protecție socială pentru categoriile vulnerabile și crearea de legături între producători și zonele urbane. De ce e important să reducem risipa alimentară? Pentru că foametea este o problemă reală, atât a prezentului cât și a viitorului. În țara noastră, 25% din populație trăiește la limita sărăciei și aproape 5 milioane de români se chinuie să își procure hrana zilnică. Un român aruncă zilnic 320 de grame de mâncare, adică o masă completă. Și tot datele statistice arată că în România 225.000 de copii se duc la culcare flămânzi.